Simina Loica, adevărul despre despărțirea de jador. Tânăra susține că a fost jignită de cântăreț, am renunțat de tot. Simina Loica a fost iubită a lui jador, vorbește despre relația pe care a avut-o cu interpretul. Cei doi s-au iubit doar câteva zile, însă tot timpul s-a discutat despre povestea lor de dragoste. Ea susține că a fost jignită de artist, iar atunci a decis să pună stop. În urmă cu mai mult timp, Simina Loica și Jador au format un cuplu, însă relația lor a fost una de scurtă durată, mai exact de doar o săptămână. Aceștia s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii unde participau, s-au plăcut și au decis să fie împreună, dar ulterior s-au despărțit. În cadrul unei emisiuni online, Simina Loica a mărturisit că ea a fost cea care a decis să pună punct, asta după ce a fost jignită la telefon de către cântăreț. A început să mă jignească la telefon, mi-a zis că sunt o fată care nu stă cu minte, o fată care vrea să umble cu mai mulți băieți, au fost jigniri mai brutale și foarte deranjate și care nu-mi plac. Atunci a fost faptul care m-a făcut să renunț de tot, a spus Simina Loica.